În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că mai înainte de voi m-a urât pe mine. Iubiți credincioși, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, ne prilojuiește una dintre cele mai profunde analize pe care Mântuitorul le-a făcut vis-a-vis de lume. De multe ori ne-am gândit în lumea aceasta cum ar trebui să ne purtăm. Am judecat de cele mai multe ori cum se poartă alții cu noi și riscăm la un moment dat să nu înțelegem ce se întâmplă. De ce? Pentru că am constatat cu toții că cei despre care limba română spune că n-au niciun Dumnezeu o duc pe românește împrumutat din franceză, bine mersi. Este o constatare pe care, cu siguranță, că fiecare dintre noi am făcut-o, am verificat-o și o să continuăm să ne minunăm de ce Dumnezeu lasă lumea să meargă mai departe. Iată că astăzi ni s-a rânduit a se citi o pericopă în care Mântuitorul ne spune foarte clar despre ce este vorba. Cum trebuie să ne purtăm noi cu lumea sau mai ales ce să așteptăm noi de la lume? Iubiți credincioși, citeam mai de ună zi despre o constatare făcută de Părintele Valeriu, care spunea foarte frumos: Dumnezeu ne-a chemat pe toți să fim sfinți, pentru că altfel ar fi cinic. Va să zică, scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta este foarte clar, ne-a chemat să fim cu toții sfinți. Dar ni s-a dat liberul arbitru, voința liberă, care face diferența între oameni și care împarte nu neapărat lumea în două, ci o așează într-un fel. Uitați-vă cât suntem noi aici, dacă și-ar fi pus mintea ca toți să fie aici și apoi noi toți să fim în altă parte, adică să dăm cezarul cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, cu siguranță că ar fi mai mulți. Dar iată prima ispită. De ce să judecăm așa? De vreme ce Mântuitorul ne-a spus foarte clar, pentru ce judeci pe sluga, pe aproapele tău? Pentru slujitorul tău stă sau cade? Și dacă el l-a lăsat să stea, îl lăsăm și noi să stea. Nu trebuie să împărțim sau să categorisim lumea în niciun fel, ci pur și simplu accentul se pune pe noi. Dacă suntem lăsați de Dumnezeu pe acest pământ ca să fim sfinți, nu pentru altceva, înseamnă că trebuie să ne orientăm asupra noastră. Bun, dar ce așteptări să avem de la lume? Sau de ce să avem așteptări de la lume? Pentru că de multe ori, atunci când plecăm cu un entuziasm la a face ceva deosebit în mintea noastră și plănuit frumos, din păcate, tot ceea ce facem noi are nevoie de un ecou. Acum, pentru cei care au deschis dicționarul mai târziu, se mai numește preocupare, se numește ecou, se numește feedback. Adică așteptăm de fiecare dată când facem ceva să vedem cam cum a fost perceput acel lucru de către ceilalți. Este greșit. Este greșit pentru că dacă se întâmplă cumva ca acest ecou să vină împotriva noastră, care să ne descurajeze și noi care plecăm la o acțiune cu tot entuziasm și cu toată pregătirea noastră, ce vom face? Bineînțeles că vom cădea în depresie dacă avem această atitudine. Dar dacă luăm exact cum am zis Mântuitorul, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său, se ține foarte bine în cap. Atunci când facem un lucru, în primul rând, trebuie să-l facem pentru noi. Și să știți că nu este o invitație la egoism, nu. Este o invitație la realism. Dacă un profesor de la catedră ar face numai pentru programa analitică pe care o are în față lecția sau numai pentru copiii pe care îi are în față,
ar greși total. Dacă ar face-o pentru el, nu ar fi niciodată trist. Ar fi întotdeauna bucuros că și-a făcut datoria. Dar dacă o faci pentru celălalt, în sensul că vezi, Doamne, să-l faci pe celălalt să te înțeleagă sau cine știe pentru ce, bineînțeles că dacă ai așteptări, negreșit, vei avea de suferit. Orice așteptare pe care o avem nu este legată de realitate. Vom deveni numai decât niște dependenți de toanele altuia. Și asta nu trebuie să se întâmple. Un profesor, să spunem așa, că am vorbit despre ei, trebuie să se ducă să învețe pe celălalt fără să aștepte ecoul de la celălalt. Pentru că celălalt este tot în el. Învață copilul din el pe care l-a avut cu el și a plâns întotdeauna ce n-a avut. Fiecare dintre noi ne-am apropiat la vremea școlii de o anumită materie, de o anumită disciplină, de dragul unui profesor. De multe ori așa se întâmplă în viață. Îmi plăcea o anumită disciplină pentru că o preda frumos sau, mă rog, pentru că mi-a intrat la suflet profesorul respectiv. Ei, așa trebuie, dacă tot te apuci să treci în partea cealaltă de catedră, să o faci pentru copilul din tine care a învățat ceva de drag. Și atunci tu să vorbești celui din tine, ca să nu fii dependent de toanele celui care poate nu vrea să te asculte. Poate că, așa să zicem clar, este într-o pasă proastă. Și atunci ce faci? Tu care ți-ai pregătit cu atâta minuțiozitate lucrurile de acasă, ți le-ai așezat așa de frumos, vei fi întristat la prima privire pieziș a unui copil care n-are nicio legătură cu școala. Spunea un pedagog foarte, foarte inspirat, în fiecare clasă există două, trei elemente care ne dau peste cap. Să știți că aceia nu lipsesc niciodată de la ore. Să nu așteptăm ca tot ceea ce ne-am pregătit noi să fie perceput și primit cu bună rânduială de ceilalți. Nu. Pentru că Mântuitorul ne-a zis clar că vor primi lucrurile așa cum se cuvine numai cei care au primit și cuvântul învățătorului. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă pe mine m-au urât, zice Mântuitorul, și pe voi vă vor urâ, dacă au ținut cuvântul meu și pe al vostru îl vor ține. Și așa că, iată, Mântuitorul nu ne extrage din lume, dar ne învață să trăim în lume așa cum se cade. Adică, nu uitându-ne în stânga sau în dreapta, vezi, Doamne, celălui ai merge bine și ia uite, n-a bătut atâtea metalii cât am bătut eu, ia uite celălalt cum are copiii aranjați și nu a citit acasă pe care le-a citit eu. Nu. Nu aceasta este preocuparea noastră. Preocuparea noastră este să ne vedem pe noi înșine. Să vedem cum în fața sincerității noastre am răspuns unui mod de viață. A, bineînțeles că revenim la ispita zilei, așa cum am spus. Cei care n-au nicio treabă, nici cu biserica, nici cu Dumnezeu, o vor duce mult mai bine, dar e treaba lor. E treaba lor. A, dacă vreți să fie, n-ar fi nicio problemă. Duceți-vă și faceți ca ei. Chiar îmi aduc aminte, povestea tata cu vreo 20-30 de ani, cum lămurise el pe un vecin să facă semnul crucii. Dom'le, nu vroia asta și pace. Nu că el nu se închine, nu crede în Dumnezeu, nu crede în nimic. Și peste vreo câtva timp de când s-a străduit tata degeaba, că nu l-a făcut să se închine niciodată, vine soția lui la ușa noastră și zice, domnul învățător, haideți că trebuie să mergem până la spital. Și nu prea erau mașini pe vremea aia multe. Și dar de ce? Zice, haideți că a pățit soțul meu ceva. Era lemnar. Și nu mai avea deja degetul mare și două dintre celelalte luate și ele la rindea. Și zice, știți ce mi s-a întâmplat? El așa cu rana aia pe el. Zice, m-am gândit și eu să fac cruce. Dom'le, cum am făcut cruce? Cum am scăpat degetele în abric? Acum să nu credeți că diavolului este comod ca un om să-și schimbe modul de viață. Și eu am avut de învățat din acest lucru. Adică în momentul în care
te înregimentezi în sensul bun al cuvântului, să mergi pe o cale, să nu te aștepți că acea cale este neapărat presărată cu flori. Noi ne-am ales astăzi un început de zi și un început de săptămână deosebit, de a fi împreună. Pentru ce? Pentru Hristos. Nu am venit aici să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne vadă bine șeful. Nu am venit aici ca după ce plecăm de aici să umplem locul nostru de muncă cu minciuni, că am fost pe nu știu unde, că n-am putut să ajung aseară și așa mai departe. Nu, noi am venit aici pentru a verifica dacă suntem sau nu suntem pe cale. Asta ne învață toți sfinții mucenici, dintre care astăzi cel din tâi, Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir, ne învață ce înseamnă să urmezi pe Hristos. Nu este lesne. Să nu ne așteptăm acum că se vor da la o parte lucrurile într-o parte și într-alta și ne vor face nouă loc celor care azi de dimineață au fost la biserică. Nu, nu. Că nu de asta am venit. Pentru că dacă am fi venit de asta, cu siguranță că atunci când vom ieși din biserică și primul care ne va întâlni, ne va spune un lucru de ocară, ne va face să ne îndoim de noi înșine. Dar nu, noi trebuie să așteptăm ca lumea de afară să nu fie binevoitoare cu noi. Pentru că dacă e să avem așteptări de la celălalt, cu siguranță că vom intra în depresie foarte curând. Ce vreau să vă spun? Dacă vom aștepta ca lumea să se poarte frumos cu noi, vom avea surprize că lumea nu se va purta frumos cu noi. Și dacă ne vom aduna gândurile și ne vom spune, da, lumea se va purta urât cu mine. Și primul care se gândește cu mine se poartă frumos, o să spunem, iată Dumnezeu ce mi-a luminat ziua de astăzi. Că la asta nu mă așteptam. Eu mă așteptam să se poarte urât cu mine, să-mi dea o palmă. Ei, în momentul în care ești pregătit, așa cum a zis Mântuitorul, că dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ, atunci când cineva se va purta cu noi frumos, deja ne vom simți altfel. Dacă se va purta urât cu noi, ne vom simți neclintiți. Păi ce aștept altceva de la celălalt? Totul este în pregătirea pe care o facem aici cu noi înșine. Nu ne adunăm aici în biserică cu ocazia prăjirii sfinților ca să, cine știe ce să spunem. Spunea cineva chiar, zice, părinte, eu când intru în biserică, uit de toate. Zic, nu, nu trebuie să uiți de toate. Pentru că ce te faci dacă uiți de toate? Și când ieși de biserică, ce faci? Ți se așează toate în spate iar la loc? Nu. Genul ortodoxiei nu este să ne învețe să scăpăm de suferință. Poate mai auziți pe acolo, pe acolo, tot felul de lucruri, că să scăpăm de o durere, de alta. Nu. Biserica ne învață să trăim cu suferința. Nu face Dumnezeu minuni celor care așteaptă să le fie bine, până când nu învățăm că noi trebuie să ne purtăm cu răul acela în noi mai departe. Haideți să facem, de exemplu, un exercițiu de imaginație și să spunem că n-am putea să folosim un picior, că faia cu mâna v-a zis-o acum vreo lună de zile. M-am gândit acum vreo 3 zile să merg vreun kilometru pe jos cu un handicap impus de mintea mea, să văd cam și care e diferența. Băi copii, știți care e diferența? Să trăiește o altă viață. Și mă gândesc, cum oare pot oamenii aceia să trăiască așa? S-a întâmplat că trebuia să alerg după ceva, dar eram în perimetrul celor 1000 de pași pe care mi-am propus și mi-am dat seama cât de cumplit este să nu poți să mărești ritmul pasului. Și este un lucru mărunt. Alții trăiesc cu boli mult mai mari și cu neputințe mult mai mari. Și noi ce ne facem? Noi dacă avem o durere pe la spate, venim și, părinte, aș veni și eu la niște masluri că a început să mă doară spatele. Păi ce putea stai maslu? Să nu te mă doară pe tine spatele? Maslu, Sfântul Maslu este o taină care să te învețe să trăiești frumos. Nu să nu te mai doară spatele, să trăiești frumos și cu durerea de spate. Și să o iei așa cum ți-a dat-o Dumnezeu. Acum să nu credeți că Dumnezeu ne vrea neapărat înrobiți și fără mâini și fără picioare. Nu. Dumnezeu ne vrea frumoși. Cu ceea ce avem, cu aceea să fim frumoși.
Pentru că sfinții ne învață că au fost frumoși cu darul pe care Dumnezeu l-a dat. Nu s-a dat la o parte Sfântul Mare Mucenic Dimitrie atunci când a fost străpâns cu sulița. De ce n-a cerut lui Dumnezeu, Doamne, ia-l pe ăsta cu sulița? Sau rupe, sau îndoaie sulița înainte de a intra mine? Nu! Asta ne învață pe noi că trebuie să ne purtăm la fel. Dacă vine o neputință peste noi, rugăciunea noastră să fie să ne întărească, să putem să trăim cu acea suferință în continuare. Fraților, trebuie să știm că a ne accepta așa cum suntem este taina Evangheliei de astăzi. A accepta lumea așa cum este, este modul de viață pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Pentru că dacă știm să apreciem lumea așa cum este, cu siguranță că lumea va merge mai departe. Chiar dacă eu sunt supărat pe ea, chiar dacă nu sunt supărat pe ea, lumea va trece. Și atunci ce facem? Raportându-ne la noi înșine, nu cumva greșim dacă ne pierdem vremea cu supărarea pe lume? Cu siguranță că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ne învață astăzi și de astăzi pentru toate zilele vieții noastre că trebuie să trăim frumos cu ceea ce avem și în lumea pe care o avem. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem.